Ieri, 31 august, tatăl tânărului incendiat acum o lună în fața liceului economic a venit la Antena 3 Vâlcea pentru a clarifica situația după ce fosta soție l-a declarat mort pe acesta de un an. Acesta fiind motivul pentru care tânărul a intrat în depresie și a recurs la gestul tragic. Însă tatăl băiatului vine cu o altă poveste. Sunt tatăl băiatului care și-a dat foc pe acest drum de liceu economic. Și ați venit ca să lămuriți? Am venit să lămuresc adevărul. Copilul avea ADHD, care ia de un an și aproape 3-4 luni de zile, i-a întrerupt tratamentul, s-a dus la medicul specialist, la psihiatru și a luat adeverință că el vrea să facă școala de șoferi. Acesta susține că el personal îi cumpăra tratamentul pentru ADHD tânărului, pe care medicul specialist îl prescrisese, tratament ce avea să-l ia toată viața. Cu toate acestea, soția i-a întrerupt tratamentul băiatului, acest lucru ducând la gestul tragic al tânărului, susține tatăl său. Eu asta cred că l-a făcut. Pentru că el nu avea voie să întrerupă tratamentul. Deci credeți că din cauza tratamentului? Din cauza tratamentului, că deci medicul specialist mie mi-a spus toată viața lui, că ea când a fost plecată în Italia, eu m-am dus cu el la control, la medicul care. Și a zis toată viața e dependent de tratamentul ăsta. Medicul specialist nu trebuia să-i dea hârtia la mână. Da. Cu toată semnătura cu ele. Ea a căutat să ne distrugă pe toți. Să fie cercetată pentru așa ceva. Am luat legătura și cu mama băiatului și aceasta ne-a spus exact opusul. Băiatul nu mai era dependent de tratament, iar adeverința pe care a luat-o de la medicul specialist era o simplă adeverință că este apt pentru a se apuca de școala de șoferi. Motivul principal pentru depresia băiatului era comportamentul violent al tatălui și scandalurile din familie. Copilul meu a avut ADHD. Cum zice doctorița Ploscar, a fost înregistrat la doctorița Ploscar. Copilul nu mai era nevoie după la 16 ani. A întrerupt tratamentul, Nu mai era nevoie să-l ia. Ultima dată, când a făcut 18 ani, sau exact până să facă, când vrea să dea de carnet, s-a dus la doamna doctor și a luat la mână cum că el nu mai e sub tratament să fie scos din evidență, ca să aducă și la dispensar la Goranu, ca să poată să dea și el de carnet de șofer. Nu are nicio legătură ce a avut el cu, nu știu cum zic, ia o denumire, cu depresia, doamnă. Copilul meu a intrat în depresie din cauza lui taică-sau, de scandaluri, bătăi, scandaluri zi și noapte. Cauza exactă a tragediei nu este concretă, dar pe această cale încurajăm oamenii să apeleze la ajutorul unui specialist atunci când întâmpină probleme de orice fel.